Am apucat să compun ceva. Bine, e demo, e ghid, sper să poți să-ți faci o idee. Deci vrei să asculti. Poftește. Sunt singură. Dar nu e imprudent să mă primești la tine? Sunt văduvă. Da. Șampanie? Te rog. Spune-mi, te-ai hotărât ce vrei? Bani? Sau altceva? Bani. Și altceva. Bună alegere. Ia loc, te rog. Ai avut dreptate. La cina nu se poate locui. E o înghesuială ca în gară. Ce faci mai iar? Visezi? Ai spus că înveți toată ziua. Dar învăț, mamă, uite. Da? Ce e asta? Învăț. Asta? Da? Dar unde te duci? Maia! Deci e vorba de un testament. Care e necazul? Soțul te dezmoștene? Nu e treaba ta. Seiful lui Varlam e foarte greu de atins. Chiar dacă aș cunoaște combinația, tot pe mine ar cădea bănuiala. Dar dacă înscenezi o spargere sau un incendiu, poți să alegi, te las pe tine. Nu ține. Varlam e uns cu toate alifiile și e foarte periculos. Da, secretara, putem arunca totul în cârca ei. Desigur, nu trebuie să dispară doar testamentul din safe. Dispar toate actele ca să nu bănuiască nimeni nimic. Da, nu. Nu știu, o să încerc, o să fiu pe fază. O să te ajut. Foarte bine. Dar fără riscuri. Am răbdare. Oricum, n-am altă soluție. Dar nu bei? Da. Pentru noi. Sigur e în safe? Ți l-a arătat? Da. Pe atunci să schimbăm subiectul discuției? Poți să ai și tu răbdare. Fă-mă să-ți fiu datoare. Da.
unde e ăsta, mă? Unde e Andrei? Nu știu unde e. Ție nu ți-e rușine să umbli așa cu toți bărbații prin casă? Ce impresie crezi că și-a făcut Alexandra? Dar cui pasă, mă, de Alexandra? Să mai pot eu. Profiți că nu-i balaurul acasă? Dar ce, tu nu profiți? Și toți drângăni la chitară aia atâta. Vreau să mă duc în oraș. Ce să faci în oraș? Nu știu, să hoinăresc. Așa de nebună? Mhm, da, am chef. Mă duc sau nu mă duc? Hai, urează-mi baftă. Pentru ce? Pentru nimic. Rămâi cu muzica asta, ta. Pentru ce? Pentru nimic. A fost cu Andrei? Doamne, fetiță, dacă ar trăi taică tu să vadă cu cine umbli. Micul actoraș profită ca toți bărbații. Ieri cu tine, azi cine știe cu cine umblă. Da. Tu crezi că te iubește? Nu știi nimic despre viață, dar o să înveți tu pe pielea ta. Și tu zici că Andrei s-ar putea să fie acum cu altă femeie, nu? Zic, da, s-ar putea. E sigură că vrei să rămâi aici? Contează unde rămân eu? Ia bani. Dă-te jos. Mai degrabă ar trebui omorâtă cioara asta, că e și urâtă, și proastă, și-a și murit. Și nu ne place, nu-i așa? Da, da. Da. Să verificăm. Da! Alo! Poți veni la mine, te rog? În cât timp? Cred că se poate rezolva destul de ușor. 1, 2, 3, 4, în 20. 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19 și cred că 20. Eu nu vreau să mă iau de la capăt, așa că îmi pare rău, am plecat. Foarte bine, plec. Oricum ești un nimic de care toate femeile își bat joc și apoi îl aruncă. Chiar așa? Amalia, tot nimic eram și când păreai neconsolată de moartea soțului și mă chemai pe mine să... Vă rog eu mult, de tot încetați. Sau poate ar fi trebuit să mă culc cu tine. Din milă. Oh. De milă presupun că ai făcut-o cu domnișoara. Ce între mine și Alexandra nu te privește. Da, da. Ba nu. Foarte bine. Vă sfătuiesc să vă țineți departe de mine. Să vă pară rău.
așa. Casă și bubușe singură pe aici, pe la noi. Ia veniți, mă, băi, că o să moară fița. Opa, bubușă, de pisicuță. 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 Hai, pe când eu... Bă, n-ai mă cu mașina! Aruncă cu frumos! Hai, bine, să-ți ajută! Ajută-mă! 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 Lasă-mă! 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 Lasă-mă!